Ca în fiecare an, cu ocazia sărbătorilor pascale, Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău organizează o serie de manifestări cu menirea de a aduce în fața publicului tradițiile și obiceiurile păstrate de-a lungul mileniilor, valorificarea și transmiterea acestora peste generații. Joi 3 aprilie, Muzeul de Istorie, în colaborare cu Decanatul Romano-Catolic Bacău și Asociația Romano-Catolicilor Dumitru Mărtinaș, l-a avut ca invitat pe etnologul ieșan, profesorul dr. Ion H. Ciubotaru, care a susținut conferința Ouă de Paști la români. Cred că persoana cea mai potrivită pentru a susține această conferință științifică nu putea fi nimeni alta decât domnul profesor Ion H. Ciubotaru, care de altfel a scris și o carte cu același titlu apărută la editura Presa Bună din Iași în anul 2012. Pentru viața culturală băcăoană este un eveniment deosebit, distinsul conferențiar fiind una dintre personalitățile de marcă, nu doar ale etnologiei românești, ci și ale culturii românești în general. În viața de zi cu zi practicăm multe obiceiuri, dar poate că nu le știm rădăcinile. Iar această conferință vrea să sublinieze faptul că tradiția ouălor de Paști la români este foarte veche, are origini creștine și face legătură cu Hristos cel mort și înviat. Domnul profesor Ion Ciubotaru este specialist în etnografie și predă la Facultatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Are multe studii de etnografie, etnologie, studii de specialitate pe acest domeniu. Profesorul Ion Ciubotaru este un model autentic în etnologia românească, un creator de școală și în același timp o personalitate marcantă a culturii românești, studiind peste 40 de ani semnificația și importanța oului în cultura omenirii. Aparent este un subiect la îndemâna oricui. Ouăle de Paști la român, frumoase, nu? Le ciocnim, le sfințim, le păstrăm în vitrine, le vedem prin expoziții, le vedem prin târguri și festivaluri consacrate acestui domeniu, dar cred că foarte puțin dintre dumneavoastră au bănuit sau bănuiesc măcar cât de profund și de important este acest subiect. Ca să vă faceți o idee, tânărul meu coleg a făcut un expozeu larg despre activitatea mea, punctând diverse cărți pe care le-am publicat de-a lungul vremii, trebuie să vă spun că acest subiect al ouălor de Paști mă preocupă de 40 de ani. 40 de ani am consacrat aceste teme încercând să-i descifrez toate tainele, pentru că este, într-adevăr, o temă fundamentală în istoria culturală a omenirii, nu a culturii populare românești sau a culturii românești în genere. Și după ce, timp de 40 de ani, am citit cam tot ce s-a scris pe acest tărâm la noi sau în alte părți ale lumii, și după ce în cei 40 de ani am cunoscut aproape toate împodeitoarele cu adevărat talentate care făceau aceste produse de artă populară, m-am încumetat și am așezat între proiectele unei cărți rezultatele muncii mele, pe care, într-o sinteză, sigur, foarte atent urmărită, o să încerc să vă prezint și dumneavoastră. Ca să înțelegem valoarea deosebită a ceea ce numim cu acest termen, cu această sintagmă generică, ouăle de Paști, trebuie să spunem obligatoriu câteva cuvinte despre oul alb. Pentru că oul alb este cel care stă la temelia acestei îndeletniciri atât de importante. Oul alb este implicat în etnologia omenirii. Oul alb este expresia vieții pe pământ, a pământului însuși și a întregului univers. Publicul prezent a avut ocazia să intre în posesia unor informații inedite despre semnificația oului alb în cultura și creația lui Brâncuș, în cultura universală, dar și a oului colorat în cultura creștină. Primii cercetători care s-au ocupat de domeniu reprezintă focul, puterea lui purificatoare, era firesc dacă îl asociem cu soarele, dar imediat au venit alții și pe bună dreptate au spus că
înainte de a fi simbolul focului purificator, este simbolul sângelui. Deci al vieții, prin urmare, viața lipsită de griji și de primejdii și completată cu imaginea focului purificator. După încheierea conferinței, cei prezenți au avut ocazia să vizioneze o expoziție și o activitate practică de încondeiere a ouălor.